Într-o primă înregistrare care ar fi fost făcută pe 10 decembrie, profesoara de limba franceză de la Liceul Pedagogic Matei Basarab din Slobozia țipa la elevi. Ea le reproșează că au sunat la ambulanță pentru o colegă căreia i s-a făcut rău. Asta a leșinat care test la matematică. Nu îmi plac dramele astea. Nu îmi plac. Murea? A murit asta? Ziceți-mă, a murit sau nu? Păi și atunci ce s-a întâmplat aici? Uitați-vă la mine, mă, tâmpiților. Când vă spun să numărați, îmi spuneți câte. Bă, m-ați auzit? Bă, m-ați auzit? Da. Pe mine să nu mai puneți într-o astfel de situație. Că m-am săturat de rahaturile voastre, m-am săturat. O a doua înregistrare făcută în urmă cu 3 ani este chiar mai șocantă. Profesoara așa amenință elevii. Nu vreți să mai trăiți, vă omor eu, mă, dacă nu sunteți în stare. Conducerea inspectoratului școlar județean a aflat despre comportamentul profesoarei de la directoarea liceului. S-a sunat la serviciu de ambulanță pentru o elevă din clasa respectivă, deoarece suferise un atac de panică înaintea unui test care urma să-l dea la matematică. Dumnezeu s-a supărat foarte tare, cel puțin așa au declarat doamnele director ale liceului, pe motiv că de ce a trebuit să sune altcineva în afară de dirigintele clasei. Profesoara va fi cercetată de o comisie disciplinară întrunită la nivelul liceului abia când se va întoarce din concediul medical. O a doua înregistrare făcută în urmă cu 3 ani este chiar mai șocantă. Conducerea școlii nu știa despre acest lucru. Nu li s-a adus doamnelor directori la cunoștință așa ceva, nici din partea colegilor, nici din partea elevilor. Ambele înregistrări au fost ascultate și de oamenii legii, care au deschis un dosar penal pe numele profesoarei pentru purtare abuzivă.